Salutare tuturor, fiți binecuvântați de Domnul. Continuăm proiectul Citește Biblia împreună cu mine. Astăzi vom citi epistola lui Pavel către Galateni. Suntem la seria Epistolele Pauline. Capitolul 1 Pavel Apostol nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Isus Hristos și prin Dumnezeu Tatăl care l-a înviat din morți și toți frații care sunt împreună cu mine către bisericile Galatiei. Har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru Isus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre ca să ne smulgă din acest viac rău, după voia Dumnezeului nostru și Tatăl. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Mă mir că treceți așa de repede de acel ce va a chemat prin Harul lui Hristos la o altă Evanghelie. Nu doar că este o altă Evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voie să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să propovăduiască o evanghelie deosebită, de aceea pe care v-am propovăduit-o noi să fie anatema. Cum am spus, o mai spun și acum. Dacă vă propovăduiește cineva o evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o să fie anatema. Caut eu oare în clipa aceasta să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de și omenească, pentru că n-am primit-o nici n-am învățat de la vreun om, ci prin descoperirea lui Isus Hristos. Ați auzit în adevăr care era purtarea mea de altă dată în religia iudeilor. Cum, adică, prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea. Și cum eram mai înaintat în religia iudeilor decât mulți din neamul meu, de o vârstă cu mine. Eram un sufletit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele mai mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu care să descopere în mine pe fiul său ca să-l vestesc între neamuri, îndată n-am întrebat pe niciun om, nici nu m-am la Ierusalim la cei ce au fost apostoli înainte de mine, ci m-am dus în Arabia. Apoi m-am întors din nou la Damasc. După trei ani m-am la Ierusalim să fac cunoștință cu kifa și am rămas la el 15 zile. Dar n-am văzut pe niciunul altul dintre apostoli decât pe Iacov, fratele Domnului. În cele ce vă scriu, iată, înaintea lui Dumnezeu, nu mint. După aceea m-am dus în ținuturile Siriei și Ciliciei și încă eram necunoscut la față bisericilor lui Hristos care sunt în Iudea, Ele auzeau doar spunându-se, cel ce prigonea odinioara cum propovăduiește credința pe care căuta să o nimicească odinioară. Și slăveau pe Dumnezeu din pricina mea. Capitolul 2 După 14 ani m-am suit din nou la Ierusalim împreună cu Barnava și am luat cu mine și Petit. M-am în urma unei descoperiri și le-am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri, în deoseb celor mai cuvază, ca nu cumva să alerg sau să fie alergat în zadar. Nici chiar Tit, care era cu mine, măcar că era grec, n-a fost elis să se taie împrejur din pricina fraților mincinoși, furișați și strecurați printre noi ca să pândească slobozenia pe care o avem în Hristos Iisus, cu gând să ne aducă la robie. Noi nu ne-am supus nu ne am potrivit lor nicio clivă măcar, pentru că adevărul Evangheliei să rămână cu voi cei ce sunt socotiți ca fiind ceva, orice ar fi fost ei, nu-mi pasă. Dumnezeu nu caută la fața oamenilor. Aceștia zic, ei, cei cu vază, nu mi-au adăugat nimic. Ba, din potrivă, când au văzut că mie îmi fusese încredințată Evanghelia, pentru cei ne în prejur, după cum lui Petru îi fusese încredințată Evanghelia pentru cei tăiați în prejur, că și cel ce făcuse din Petru, apostolul celor tăiați în prejur, făcuse și din mine apostolul neamurilor. Și când au cunoscut harul care îmi fusese dat, Iacov, Chifa și Ioan, care sunt priviți ca stâlpi, mi-au dat mie și lui Barnaba mână în dreaptă de însuțire ca să mergem să propovăduim. Noi la neamuri, ei la cei în împrejur, ne-au spus numai să ne aducem aminte de cei săraci și chiar așa am căutat să fac. Dar când a venit Chifa în Antiohia, i-am stat împotrivă în față că cereau deosândit. În adevăr, înainte de venirea unor de la Iacov, el mânca împreună cu neamurile. Dar când au venit ei, s-a ferit și a stat deoparte de teama celor tăiați împrejur. Împreună cu el au început să se prefacă și ceilalți iudei. Așa că până și Barnaba a fost prins în lațul lor. Când i-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa în fața tuturor. Dacă tu care ești iudeu trăiești ca neamurile și nu ca iudei, cum să pe neamuri să trăiască în felul iudeilor? Noi suntem iudei din fire, iar nu păcătoși din neamuri. Totuși, Fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Isus Hristos, am crezut și noi în Isus Hristos ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii. Pentru că nimeni nu va fi neprihănit prin faptele legii. Dar dacă în timp ce căutăm să fim socotiți neprihăniți în Hristos și noi înși ne-am fi găsiți ca păcătoși, este oare Hristos un slujitor al păcatului? Nici de cum. Căci dacă zidesc chiarăși lucrurile pe care le-am stricat, mă arăt ca un călgător de lege, Căci eu prin lege am murit față de lege ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care mai a să și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu, căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos. Capitolul 3 O, galate nechipzuiți! Cine va fermeca pe voi înaintea ochilor cărora a fost ugrăvit Iisus Hristos care răstignit? Iată numai ce voi să știu de la voi. Prin faptele legii ați primit voi Duhul ori prin auzirea credinței. Sunteți așa de nechipzuiți? După ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? În zadar a suferit voi atât de mult, dacă în zadar e în zadar. Cel ce vă dă Duhul și face minuni printre voi, le face oare prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Tot așa și Avram a crezut pe Dumnezeu și credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Înțelegeți și voi că fii ai lui Avram sunt cei ce au credință? Scriptura de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va s-o pe neamuri prin credință, a vestit mai dinainte lui Avram această veste bună. Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. Așa că cei ce se bizuiesc pe credință sunt binecuvântați împreună cu Avram cel credincios. Căci toți cei ce se bizuiesc pe faptele legii sunt sub blestem pentru că este scris. Blestemat este oricine nu stăruiește în toate lucrurile scrise în cartea legii ca să le facă și că nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin lege, este învederat, că și cel neprihănit prin credință va trăi. Însă legea nu se întemeiază pe credință, ci a zice, cine va face aceste lucruri va trăi prin ele. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat este oricine este atârnat de lemn. Pentru ca binecuvântarea vestită lui vreau să vină peste neamuri în Hristos Iisus, așa ca prin credință noi să primim Duhul făgăduit. Fraților, vorbesc în felul oamenilor, un testament chiar al unui om odată întărit, totuși nimeni nu-l desfințează, nici nu mai adaugă ceva. Acum făgăduințele au fost făcute lui Avram și semințe lui, nu zice și semințelor, ca și cum ar fi vorba de mai multe, și ca și cum ar fi vorba numai de una și seminței tale, adică Hristos. Iată ce vreau să zic. Un testament pe care l-a întărit Dumnezeu mai înainte nu poate fi desfințat. Așa ca făgăduința să fie nimicită de legea venită după 430 de ani, căci dacă moștenirea ar veni din lege, nu mai vine din făgăduință și Dumnezeu printr-o făgăduință a lui Avram. Atunci, pentru ce este legea? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege până când avea să vină sămânța care fusese făcută făgăduința și a fost dată prin îngeri prin mâna unui mijlocitor. Dar mijlocitorul nu este mijlocitorul unei singure părți, pe când Dumnezeu este unul singur atunci oare legea este împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu? Nici de cum. Dacă s-ar fi dat o lege care să poată da viața, într-adevăr, neprihănirea ar veni prin lege. Dar Scriptura a închis totul sub păcat pentru ca făgăduința să fie dată celor ce cred, prin credința în Isus Hristos. Înainte de venirea credinței, noi eram sub paza legii închiși pentru credința care trebuia să fie descoperită. Astfel, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. După ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta, căci toți sunteți fii al lui Dumnezeu prin credința în Hristos Isus. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați cu Hristos. Nu mai este iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobot, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femească, fiindcă toți sunteți una în Hristos Isus. Și dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitor prin făgăduință. Capitolul 4 Dar câtă vreme moștenitorul este nevârstnic, eu spun că nu se deosebește cu nimic de un rob, măcar că este stăpân peste tot, ci este sub epitropi și îngrijitor până la vremea rânduită de tatăl său. Tot așa și noi, când eram nevârstnici, eram sub rovia învățătorilor începătoare ale lumii. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe fiul său născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpățăm în fierea. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată. Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. O dinioară, că nu cunoșteați pe Dumnezeu, erați robiți celor ce din firea lor nu sunt Dumnezei. Dar acum, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce ați fost cunoscut de Dumnezeu, cum vă mai întoarceți iar la cele învățături începătoare, slabe și sărăcăcioase, cărora vreți să vă supuneți din nou? Voi păziți zile, luni, vremuri și ani. Mă tem să nu mă fui ostenit degeaba pentru voi. Fraților, vă rog să fiți ca mine, căci și eu sunt ca voi. Nu mi-ați făcut nicio nedreptate. Din potrivă, știți că în neputința trupului v-am propovăduit Evanghelia pentru întâia dată. Și n-ați arătat nici dispreț, nici dezgust față de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu. Din potrivă, m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe însuși Hristos Iisus. Unde este dar fericirea voastră? Că își vă mărturisesc că dacă ar fi fost cu putință, v-ați fi scos până și ochii și mi-ați fi dat. M-am făcut eu oare vostru pentru că v-am spus adevărul? Nu cu gând bun sunt plin de râvnă ei pentru voi, ci vor să vă dezlipiască de noi ca să fiți plin de râvnă pentru ei. Este bine să fii plin de râvnă totdeauna pentru bine, nu numai când sunt de față la voi. Copilașii mei pentru care iară simt durerele nașterii până ce va lua Hristos chip în voi, o cum aș vrea să fiu acum de față la voi și să-mi schimb glasul, căci nu știu ce să mai cred. Spuneți-mi voi care voi să fiți sub lege, n-ascultați voi legea, căci este scris că Avram a avut doi fii, unul din roabă și unul din femeie slobodă. Dar cel din roabă s-a născut în chip firesc, iar cel din femeia slobodă s-a născut prin făgăduință. Lucrurile acestea trebuie luate într-un alt sens. Acestea sunt două legăminte, unul de pe muntele Sinai naște pentru robie și este agar, căci agar este muntele Sinai din Arabia și răspunde Ierusalimului de acum care este în robie împreună cu copiii săi. Dar Ierusalimul cel de sus este slobod și el este mama noastră, fiindcă este scris. Bucură-te, stearpo, care nu naști deloc, izbucnește de bucurie și strigă, tu care nu ești în durerile nașterii. Căci copiii celei părăsite vor fi în număr mai mare decât copiii celei cu bărbat. Și voi, fraților, ca și Isaac, voi sunteți copii ai făgăduinței. Și cum s-a întâmplat atunci că cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, tot așa se întâmplă și acum. Dar ce zice Scriptura? Izgonește pe roabă și pe fiul ei, căci fiul roabei nu va moșteni împreună cu fiul femeii slobode. De aceea, fraților, noi nu suntem copiii celei roabe, ci a femeii slobode. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Capitolul 5 Rămâneți dar, dar și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Iată, eu, Pavel, vă spun că dacă vă vesteam prejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. Și mărturisesc chiar și încă o dată, oricărui om care primește tăierea împrejur, că este dator să împlinească toată legea. Voi care voi să fiți socotiți neprihăniți prin lege, v-ați despărțit de Hristos, a scăzut din har. Căci noi prin Duhul așteptăm prin credință nădejdea neprihănirii. Căci în Hristos Iisus, nici tăierea împrejur, nici ne împrejur, n-au vreun preț și credința care lucrează prin dragoste. Voi alergați bine, cineva v tăiat calea ca să n-ascultați de adevăr? În duplecarea aceasta nu vine de acel ceva chemat. Puțin a luat pace să dospiască toată plămădeala. Eu cu privire la voi am în Domnul încrederea că nu gândiți altfel. Dar cel ce vă turbură va purta o sânda, oricine ar fi el, cât despre mine, fraților, dacă mai propovăduiesc în prejur de ce mai sunt prigonit? Atunci, pricina de potignirea crucii s-a dus și schilodească-se odată cei ce vă turbură. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie, numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească ci slujiți-vă unii altora în dragoste, căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții. Zic, dar umblați cărmuși de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Că sfirea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu mai sunteți sub lege. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partid de pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte cum am spus că cei ce fac astfel de lucru nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Roada Duhului din potrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătate, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt al lui Hristos, Isus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul, să nu umblăm după o slavă deșartă, întărătându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Capitolul 6 Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeții, și ia seama la tine însuși ca să nu fii spitit și tu. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înșală singur. Fiecare să-și cerceteze fapta lui și atunci va avea cu ce să se laude numai în ceea ce îl privește pe el, nu cu privire la alții. Că și fiecare își va purta sarcina lui însuși. Cine primește învățătura din cuvânt să facă parte din toate bunurile lui și celui ce îl învață. Nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie bajocorit. Ce seamnă omul aceea va și se cera. Cine seamănă în firea lui pământească va se din firea pământească putrezirea, dar cine seamănă în Duhul va se din Duhul viață veșnică. Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom se dacă nu vom cădea de oboseală. Așadar, cât avem prilej să facem bine la toți și mai ales fraților în credință. Uitați-vă cu ce slove mari v-am scris, cu însă și mâna mea. Toți cei ce umblă după plăcerea oamenilor vă silesc să în împrejur numai ca să nu sufere ei prigonire pentru crucea lui Hristos căci nici ei care au primit terea împrejur nu păzesc legea, ci voiesc doar ca voi să primiți în prejur pentru ca să se laude ei cu trupul vostru. În ce mă privește departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume, căci în Hristos Isus nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă. Și peste toți cei ce umblă după dreptarul acesta și peste Israel lui Dumnezeu să fie pace și îndurare. De acum încolo nimeni să nu mă mai necăjească, pentru că por semnele Domnului Isus pe trupul meu. Fraților, Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu Duhul vostru. Amin. Fiți binecuvântați de Domnul. Amin.